el a fost omorât în trup. Afirmația este extrem de importantă pentru că asta este o confirmare a jertfei Domnului Iisus Hristos, mai ales că sunt și au fost oameni care au spus că Domnul Iisus Hristos a fost un duc. El de fapt făcea o scamatorie la cruce. Doar dădea senzația că moare. El de fapt așa cu un ochi râdea. Știi, bă, vi se pare că mor, da? De fapt el era duh, n-avea cum, duhul nu poate fi țintuit pe cruce, da? Nu, Domnul Iisus Hristos spune aici a fost omorât în trup. Jertfa Domnului nu este reală. Noi nu suntem mântuiți dacă Iisus n-a suferit în trup. De simplu, este o expresie, o propoziție scurtă, dar fundamentală pentru toată teologia mântuirii. Toată soteriologia noastră pică la pământ dacă Iisus n-a suferit în trup. Noi am păcătuit în trup și trebuie să fim răscumpărați în trup, prin trupul Domnului Iisus Hristos. El a murit în trup, a plătit în trup pedeapsa păcatelor noastre. Moartea Domnului Iisus a fost reală. Suferința Domnului Iisus Hristos a fost reală. Iisus n-a făcut scamatorii la cruce. Da? Confirmarea jertfei lui n-a fost doar în moartea lui, ci confirmarea jertfei lui a fost și în învierea lui. Cum știm noi, Domnule, că Dumnezeu a încuvințat lucrarea ispășitoare, substitutivă a Domnului Iisus? Cum știm? Că l-a înviat din morți. Și a fost o dovadă de netăgăduit că Dumnezeu a primit lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos viu, stă la dreapta Tatălui și aplică prin lucrarea Duhului. Sunt toate binecuvântările și beneficiile câștigate în crucea Lui, ne le aplică nouă. Dacă n-ar fi viu, cum ni le-ar da? Cine ar miloci pentru noi? Nimeni.